Bine ați venit, scorpionilor! Și haideți să vedem ce avem pentru voi pentru luna octombrie 2021. Încercăm să aflăm ce este. Nu uitați că este pentru ascendent, luna soare, în semnul scorpion, și este uitat la regenerat. Poate chiar să fie o energie de prezent, nu neapărat să fie pentru luna octombrie avem pentru voi. 10 de săbi. <coughs> eh, nu tocmai o energie la care să ne gândim foarte mult, dar pentru unii dintre voi, cred că aveți intenția de a fi singuri sau uh, poate credeți că vă simțiți mult mai bine atunci când sunteți singuri. E un fel de lucruri din trecut, au revenit, sau vă gândiți foarte mult la ele. Asta simt. Simt o suferință, simt ceva la care... Poate vă este teamă să abordați, poate că încercați să vă vindecați, dar 10% acesta este ce este bine aici, este că se sfârșește ceva, dar numai atunci când voi încercați să vă autovindecați, adică decât să vă purtați de milă, mai degrabă vă autovindecați, pentru că va trebui să fiți puternici, scorpionii sunt puternici. Deci e un fel de uh, a trece peste acea, acel ceva poate este ceva la care simțiți o durere enormă, dar va trebui să înțelegeți că e un fel de avea un algocalmin care de fapt este atât de amar, dar după, acel, după acea mărăciune de fapt vine ceva dulce. Deci e un fel de a schimba uh, sensul vieții, sensul de a fi chiar dacă veți trece prin ceva foarte greu. E, e un fel de taifun, o furtună, dar la sfârșitul acestei furtuni veți avea un curcubeu ceea ce înseamnă că este ceva bun deci acea schimbare mai întâi de toate va trebui să treacă prin voi mergem mai departe cu nouă debute ați încercat să faceți mari schimbări în viața voastră, ați încercat să mergeți mai departe cu să, să vă mențineți pe această energie regele de cupe, dacă nu este energia voastră să știți că este energia persoanei care vă iubește într-adevăr și vă iubește cu o inimă neprehănită, deci dacă eventual vă aduceți aminte prin ce ați trecut, deci trecutul bate la ușă și încearcă să vă spună mai multe lucruri care de fapt acum nu-și au locul, să știți că energia aceasta poate fi ora voastră, ora persoanei cu care sunteți. Deci, mai întâi de toate, voi pe voi ar trebui să vă iubiți pe voi și să aveți încredere în voi. Uh, și a doua, dacă este energia celelalte persoane, să știți că persoana respectivă chiar vă iubește. Deci, nu aș spune că este ceva care se repetă din trecut. Acest lucru care se repetă din trecut este de fapt ceea ce simțiți voi și nu ceea ce vi se oferă. Iar aici aveți 8 de monede, vedeți? Persoana respectivă, la propriu și la figurat, vă arată acest lucru și încearcă să lucreze pe acest... Deci, este o... o o persoană cu picioarele pe pământ, deci reală, încearcă să vă arate ceea ce simte. Ce avem aici? 8 de bute, comunicare. O comunicare foarte rapidă, comunicare care a fost blocată și un 10 de bute, poate pentru unii a fost o dezamăgire, pentru unii poate fi chiar un loc de muncă la care... Um, Ați fost blocați sau v-ați simțit blocați sau nu ați putut să o faceți. Pentru unii poate fi chiar un studio de radio care abia acum începe să meargă, să dea roade, chiar dacă uh, a avut un moment de stagnare. Deci așa aș vedea -o eu aici. Mergem cu o clarificare. Ce avem aici pentru clarificare? 10 de săbii. Da, pentru voi e, ați avut o experiență, unii dintre voi ați avut o experiență nefavorabilă, poate în căsnicie sau poate chiar într-o călătorie peste hotare. Mai bine zis, o pierdere, pentru că patrul acesta este un succes și zecele de spade v-ați pus foarte mari speranțe în ceva care de fapt a eșuat. 9 de bâte. Regina de cupe. Vedeți perechea? Deci mai este puțin. Deci aici aveți de fapt perechea îndrăgostiților. Aveți regina și regele de cupe. Asta este. Mai este puțin. Dar trebuie să aveți încredere. Pentru că asta este energia. Vi se oferă dragoste. Și este o dragoste pură. Oricare ar fi această energie, nu este neapărat să fie o zodie de apă. Nu. Sau la fel ca voi. Nu. Ci pur și simplu vi se, afă, vi se oferă acest lucru. Regele de cupe. Lumea. Este un nou capitol din viața voastră. Deci, într-adevăr, abia acum începe ceva nou. Este ceva care se termină și începe cu ceva nou. Deci este un nou capitol, un nou ciclu din viața voastră care vi se oferă aici. Și țineți în față acest lucru. Pentru unii e posibil să fi trecut printr-o despărțire, să... Mai ai încă rănile acelei despărțiri. Pentru unii poate fi uh, tranziția, vindecarea și a merge într-o relație în care să fiți fericiți. Dar aveți foarte multe dubii în acel ceva. Uh, e un fel de a sufla și în iaurt. Oricât de rece ar fi. Ceva care, într-adevăr, asta, asta mi-aduce ca energie. Opt de monede și echilibru. Atunci când puneți mai multă emoție în viața voastră, aveți impresia că pierdeți și pierdeți teren, pierdeți din ceea ce faceți, dar nu este chiar așa. Optul acesta vă arată că de fapt ceva se repetă. Opt de monede cu opt de bute. E posibil să aveți o noutate despre un loc de muncă, e posibil să aveți o noutate despre niște studii sau, mai bine zis, unii care doresc să se specializeze în ceva. Este o veste extraordinar de frumoasă. Ar trebui să luați această oportunitate, pentru că asta vă arată. O oportunitate. Și nu amestecați emoțiile cu acțiunea pe care o faceți, pentru că apa cu uh, focul este normal că ceva se stinge, nu? Deci e un fel de a te impune în fața unei acțiuni. Și acțiunea sunt butele, o energie de foc. Vă impuneți în ceva. Ce avem la bază. Vedeți ce vă spune? Să vă impuneți treiul acesta de bute este o planificare. Este ceva la care tu, într-adevăr, mergi și susții mai departe și ești responsabil pentru așa ceva. Asta vreau să-ți spună. Activitatea pe care o vei face aici e posibil pentru unii dintre voi să fie o activitate cu mai multă lume. Ceea ce ține de, de lume aici e posibil să fie lumea internațională, poate, să fie, poate fi o companie internațională, Poate fi ceva la care voi nu v-ați aștepta sau vi se impune ceva pentru că aveți acest, acest 10 de săbii, dar în același moment este libertatea voastră de a decide. De ce? Pentru că aveți 8 de bute, ceea ce vă salvează. Pentru unii dintre voi este posibil într-adevăr să fie o călătorie cu avionul, de obicei este ceva care se întâmplă foarte rapid, iar de ce spun o călătorie peste hotare? Pentru că aveți 4 de bute și aveți și lumea. Sau mai bine zis, pentru unii dintre voi e posibil, cei care ați făcut o călătorie peste hotare și ați visat la un succes enorm, să fie o eșoare. Dar, de fapt, totul se termină și începe ceva cu bine, alături de o persoană care, de fapt, vă arată foarte multă dragoste. Haideți să vedem ce aveți de la un set de cărți pe care eu îl folosesc, aceste zâne mici. Și au o nuanță intuitivă foarte frumoasă pentru mine Pentru scorpioni Deci ce avem? Wow, deja au sărit <laughs> Și avem Cred că mi-au venit aceleași cărți aici Wow, foarte intuitiv Aveți zânele de viitor Aveți rar și aveți și Doamna în negru, ceea ce vi se potrivește intuitiv, foarte frumos. Vi se potrivește întotdeauna aceste zâne, deci le vom lua pe rând. Aceste zâne, deci în special aceasta, aceste două, vă spune că trebuie să acționați acum. Vă trebuie, vă trebuie nu numai curajul respectiv, va, va trebui într-adevăr să acționați acum când trebuie. Este un fel de a vă spune în acest moment ceea ce faceți voi în acest moment este valabil pentru viitorul vostru. Deci, vedeți acțiunea pe care o face acum pentru a merge mai departe spre viitor. Dar mai am, mai am o... o uh, e ceva la care voi sunteți foarte n-aș spune gânditor, la ceea ce ați făcut în trecut. Este ca și cum vă autojudecați de greșelile pe care le-ați făcut. Păi de aceea vorbeam de împământare. De aceea vorbeam că tot ceea ce va trebui să faceți să vă aducă într-un echilibru, nu emoțional. Rar asta este. Este o, o mișcare rapidă, o mișcare la care uh, este ceva neobișnuit, nu te aștepți la așa ceva, dar... Uh, E posibil în momente în care avem de face cu ceva care este de total diferit în viața noastră să ne comportăm diferit, dar va trebui acea, acel ceva pe care îl facem de fapt să aibă o determinare, să aibă uh, o responsabilitate, să îți asume o responsabilitate, nu pur și simplu să faci acea acțiune după care să o regreți sau pur și simplu să ți pierzi de fapt... Să pierzi acel viitor din cauza acțiunilor pe care tu, de fapt, le-ai făcut, inconștient sau, mai bine zis, într-un ritm în care nu toată lumea s-a așteptat de la așa ceva. Iar această doamnă în negru ar spune că nu numai intuitiv sunteți voi, dar vedeți voi aici imaginea de mai jos pe care o are, această imagine a a ochiul al treilea, deci pe care îl vedeți aici foarte aproape. Uneori, și așa este, lumina o veți găsi într-un întuneric adânc. Asta vrea să vă spună. Deci ăsta este semnul pe care îl aveți aici. Și ceea ce vă aduce intuiția. În primul rând, cu această carte, pe cei care îi reprezintă, sunteți o persoană misterioasă, greu de deschis și cu o putere intuitivă extraordinară. Tot ce ține de ritualuri spirituale va aduce un plus de intuiție. Tot ce ține de ritualuri de meditație foarte adânci va aduce iarăși din nou ceva intuitiv extraordinar de frumos la care nu poate ajunge oricare persoană care ar începe este un începător, să zicem, într-o meditație sau într-un ritual spiritual. Cu alte cuvinte, sunteți vizionari, mergători. Atestați acest lucru. Deci și prin această energie cred că voi veți descoperi noi lucruri. Veți scoate la iveală noi lucruri sau veți fi cei care veți ști un adevăr, dar nu îl veți afirma. Pentru că asta este informația pe care o am aici. Iar acel adânc, deci, acel adevăr sau lumină pe care îl o vedeți, o vedeți aici. Acesta este un întuneric adânc. Este un întuneric adânc. În acest întuneric, voi, de fapt, descoperiți o lumină. Descoperiți ceva la care nimeni, absolut nimeni, nu a avut acces. Și aveți voi. Și, în special, pentru cei care fac ritualuri, bineînțeles, în scopuri bune, cei care se roagă, vor avea viziuni. Viziuni care, de fapt, vor fi reale într-un timp în care, pentru unii, poate au fost în trecut, poate au fost într-o viață anterioară, sau poate va fi pentru viitor. Pentru că acțiunea ta de acum te duce spre viitor, dar va trebui să fie cu un scop. Ce este, de fapt, dintr-o viteză și pur și simplu o acțiune, o activitate, nu va duce nicăieri. De ce? Pentru că ceea ce îți arată de fapt aici este să o faci cu cap și să mergi exact pe energia respectivă. Pentru că ceea ce îți vei propune de fapt, o vei avea ca viziune și îți va da răspunsul corect. Și în special pentru scorpionii care prezic, veți fi cred că cei mai buni prezicători în această lună. Pentru că intuitiv aveți niște răspunsuri pe care nimeni nu le poate vedea. Vă doresc o lună frumoasă, la revedere numai bine!